Discutăm cu fetele de la CJI, cum sunt cunoscute în breazla ziariștilor, președintele Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Vădane, și directorul Cristina Lupu. Sunteți fetele de la CJI, președintele și director. Da. Sunteți o organizație care se ocupă, cum văd eu, cu independența și competența în domeniul presei. Faceți asta de 25 de ani, din cei 30 de ani, în fine, organizația face asta de 25 de ani, din cei 30 de ani de postcomunism în România. Privind înapoi, având în vedere că acum stați să sărbătoriți acești 25 de ani pe care ați împlinit în octombrie, privind înapoi, de unde am plecat și unde am ajuns în presă? E jurnalismul din România, e presa din România mai bună în 2019 decât era când v-ați înființat voi în prima parte a anilor 90? Sau mai rea? Am vorbit cu păcat dacă am spune că este mai rea. Deci nu suportă comparație. Că nu este atât de bună pe cât ne-am dorit-o noi sau că nu răspunde standardelor în anumite privințe, asta este o altă discuție. Dar să nu uităm că în 94 am pornit de la oameni care au intrat în presă fără niciun fel de pregătire profesională. Eu sunt unul dintre ei și sunt prima care recunoaște lucrul acesta. Dacă ne uităm un pic în jur la hai să-i spunem vârfurile, cu ghilimelele de rigoare, vârfurile presei din perioada respectivă, o să vedem că niciunul dintre ei nu avea o pregătire jurnalistică riguroasă, sau dacă venea cu experiență jurnalistică, venea cu experiența ziarismului comunist. Ne uităm acum și vedem un peisaj mediatic foarte vibrant. Vedem companii de presă mai mari sau mai mici, mai pline de succes sau mai puțin pline de succes. Vedem oameni care își încearcă talentele reportericești fără a avea pretenția că sunt jurnaliști. Avem, în primul rând, o libertate de exprimare care nu suportă comparație. Fie și pentru acest singur lucru suntem, zic eu, cu mult mai bine. Ca să punem lucrurile în perspectivă, Centrul pentru Jurnalism Independent s-a înființat în 1994, cu un an înainte EVZ publica știrea cu pui, găina care a născut pui vii, un an după Sabia se înființa ProTV, mai urma să treacă încă vreo 10 ani până să își înceapă Mircea Badea emisiunea la Antena 3, pe care acum tocmai a anunțat că o schimbă, că, adică nu știu dacă o schimbă, dar acum se apucă de umor, spune el. Punem lucrurile în perspectivă, voi de ce v-ați înființat? Adică centrul, de ce s-a înființat? Care a fost rațiunea lui? O să-mi permit să răspund tot eu, pentru că am memorie istorică a organizației. Centrul a fost înființat de James Greenfield. La vârful carierei sale, el a fost redactor șef adjunct la New York Times. A fost de altfel și purtător de cuvânt al administrației Lyndon Johnson. Deci era o persoană cu un status foarte ridicat în Statele Unite. În această capacitate, în această calitate, a fost invitat la începutul anilor 90 la o conferință despre jurnalismul din Europa Centrală și de Est. Participând la acea conferință, a zis: "What the heck? Ceea ce se întâmplă aici nu este jurnalismul așa cum îl vedem noi." Și atunci a decis înființarea unor centre de training pentru jurnaliști. Primul centru a fost deschis, a fost cel de la Praga, după aceea Cehoslovacia s-a scindat, a trebuit să se deschidă un centru la Bratislava, a urmat centrul de la București, apoi cel de la Budapesta. În esență, ceea ce doreau aceste centre a fost profesionalizarea jurnalismului după modelul jurnalismului american. Putem să vorbim 10 ani de acum înainte dacă a fost o idee bună sau rea.
grefarea acestui tip de jurnalism, fact-based journalism, jurnalism bazat pe fapte, într-o societate care cultural era mai degrabă deprinsă cu jurnalismul de opinie, cu jurnalismul de tip mesianic, cu jurnalistul care îți spune el cine are dreptate. Vedem reflexe ale acestui tip de jurnalism și acum și vedem reflexe ale acestui tip de așteptări din partea publicului și acum. Deci, practic, noi ne-am înființat ca centru de training pentru jurnaliști. Dar, după primii ani în care am pregătit oameni și i-am trimis înapoi în redacții, am văzut că investiția se pierde. Dacă redacția nu este pregătită să gândească la fel, investiția în pregătirea jurnalistului se pierde. Așa că am început să lucrăm cu redacții pe partea editorială. Dar poți să ai un produs jurnalistic bun, dar să nu știi să-l vinzi. Și iar investiția în training se pierde. Și atunci am început să acordăm și asistență pe partea de business de media. Dar poți să ai un produs foarte bun, poți să ai îndemânarea de a-l vinde, dar dacă nu ai o piață, iar investiția se pierde. Și așa am ajuns să ne uităm un pic la cum arată piața de mass media, am ajuns la concluzia că nu există o lege a accesului la informații, am ajuns la concluzia care devenise deja vizibilă în anii 2000, că piața este distorsionată, că există mecanisme preferențiale de alocare a publicității de stat și așa mai departe. Deci încetul cu încetul am pornit de la cursuri pentru jurnaliști la tot ce ține de sănătatea mass media, pentru că nu se poate una fără alta. Tu vorbeai înainte să înceapă această, în discuția de dinainte, vorbeai despre burnout în presă. Tu lucrezi foarte mult și cu presă locală. Poți să-mi spui din perspectiva ta cum se vede ceea ce mulți ziariști de acum numesc epoca de aur a presei, când era puzderie de presă scrisă, nu numai în nu numai în teritoriu, cum se mai întâmplă acum, ci în centru, unde erau câteva televiziuni, o mână de televiziuni, dar foarte multe publicații. Era presa de aur în acea, din punctul tău de vedere? Eu zic că nu, că eu cred că și acum noi trăim cea mai bună perioadă pentru libertatea de exprimare. Mie tot acum mi se pare că este. Că este mult mai greu de gestionat, că sunt foarte multe provocări, că acum nu mai ai de gestionat, doar de exemplu, problema cu distribuția. Unul dintre motivele pentru care presa locală moare, în continuare, este că ea este dependentă în continuare de abonamente, o foarte mare presa locală tradițională. E dependentă de abonamente. Acum trebuie să fie serios, trebuie tot pe net și presa locală, așa cum trebuie. Dar instituțiile vechi de presă, că sunt în continuare instituții de presă locale care sunt alea din, care au 10-20 de ani și ele se luptă în continuare cu distribuția, se luptă în continuare cu faptul că tipografiile sunt din ce în ce mai departe pentru că s-au închis și au închis propriile tipografică, n-a mai fost posibil să le susțină și se luptă cu foarte multă concurență din zona asta de online pe care, unul, nu o stăpânesc la fel de bine ca cei care sunt nativ digital, pentru că avem clar o zonă de oameni care și-au pornit site-uri de presă care sunt digital only și ei înțeleg mult mai bine cum funcționează rețelele sociale, cum funcționează mobilizarea publicului pe internet și avem mult mai multă diversitate în voce. În același timp avem și foarte mult zgomot, pentru că, deși dau mereu exemplu Botoșanului, unde există 20 ceva de site-uri în momentul acesta, la aproape cel mai sărac județ din România, ai un ziar de presă scrisă, Monitorul de Botoșani, care e legacy media deja și cred că televiziuni nu știu câte mai sunt, dar cu siguranță au murit, că erau și ele vreo 6, 7, 8 la un moment dat acolo. Așa că concurența asta îl face pe om să aibă mult mai mult acces la informație, dar și îngreunează lucrurile. Vorbeam tot mai devreme, acum nu mai poți să ascunzi informație pentru că undeva cineva dă informația aia, dar
trebuie și să ai reflexul de a căuta informație. Nu mai vine ea la tine așa cum venea înainte prin ziarul pe hârtie. Și întrebai tu un pic mai devreme de unde am început. Primul eveniment pe care l-a făcut CJU a fost lansarea e-mail-ului în România. Un curs de e-mail, îți dai seama? Nici eu, că mă bufnise râsul. Noi ne-am acum, cu ocazia sora 25 de ani, am intrat un pic prin arhiva noastră și ne-am uitat la ce evenimente am făcut, la care a fost... Cine a venit la cursul de e-mail? Eu am fost una dintre potențialele participante. În 94. Și țin minte că mă înscrisesem la un curs, de fapt redacția Mediafax-ul mă trimisese la curs, numai că chiar în ziua aceea a căzut avionul la Balotești. Și a trebuit să lăsăm toate cursurile și să mergem să ne facem treaba de jurnaliști. Cred că ziua aceea este emblematică pentru munca noastră la CJI. Încercăm să facem toate lucrurile minunat, până când pică avionul, pică guvernul, ninge, plouă, se întâmplă ceva și atunci cu respect față de munca jurnaliștilor trebuie să recunoști că treaba lor trece înaintea pe vremea aia nu avea nimeni la Mediafax e-mail, presupun. Nu, și nici măcar internet. CJU-ul a fost una din primele organizații care a pus la dispoziția jurnaliștilor prin bibliotecă acces la internet. Și veneau oamenii la noi în bibliotecă și își căutau informații pe internet, își făceau treaba de documentare. Pager aveai? Am avut și pager, am avut și stație Motorola. Da. Deci am fost un vârf al tehnologiei.